Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Sampe RPG 1 Bizon, fraților, doamnelor și domnilor. Fraților, vreau să vă anunț că am intrat, se pare, în școlă instructor. Ta-ta-ta-ta! Bă, băieți, după foarte multe teste și după foarte multă muncă, se pare că am intrat și eu într-o facțiune pașnică. Ceea ce, bă, sincer să fiu, pe mine chiar mă încântă ideea asta cu school instructor, pentru că nu este o muncă foarte, foarte grea, după părerea mea. Adică dai niște licențe, primești niște bani, este chiar foarte mișto, sincer să fiu. Spre deosebire de, de exemplu, iau tatăl, îți dau raport frumos, avem la rank 1, avem 10 licențe de vândut. Și dacă mai vrem să mai facem încă 10 licențe, ne dă un bonus. Bine, asta pot să jumătățesc, dar nu-mi contează. Ranca peste 14 zile, mai am timp de 5 zile. Am intrat chiar ieri. Opa, ce aici am? Am blocat. Ah, wow, ioi, am dat într-un stâlp din ăsta. Ia să vedem, pot să-l... O să fac manevră să dau mai încoa? Dă-te jos. Așa, bun, tare. Vechea manevră funcționează de fiecare dată. Bă, băieți, sincer să fiu, chiar mă bucur că am intrat în school instructor. Era și cazul să intru într-o facțiune. Băi, am văzut că nu merge cu departamentele pentru că, două puncte, subliniez chiar. Testele se iau pe pire, să fim serioși, chiar, adică, pe bune, am dat 7 teste în SFPD și niciunul nu l-a luat, mă? Băi, lasă-mă, frate, de aici. În fine, chestia este că, ulterior, i-am făcut post la doi băieți de acolo și au fost sancționați. Și restul, pot spune că am picat pentru că... Multe întrebări nu le-am știut, adică am ajuns undeva la, am ajuns chiar la aproape la 15 întrebare, am ajuns chiar la 15 și am răspuns doar pe jumătate și am picat fix acolo. Trebuia să mai scriu ceva și puteam să trec cu 2,5 din 3. Dar asta nu este o cauză pierdută, bă, băieți, adică să fim serioși, e doar un test. Adevărul că este că e mult regulament la SFPD, mă rog, în departamente, în general. Chiar dacă am învățat, ce să zic, întrebările nu au fost pe măsură. Au fost chiar multe întrebări care nu, probabil nu l-am citit eu sau nu este în regulament. Dar în orice caz, de cele mai multe ori, testul m-a punctat aiurea și ulterior a fost sancționat și așa mai departe. Poveste lungă, băieți. Dar vreau să vă anunț de pe acum că vreau să fac un school instructor chiar rank 5, deci chiar o să fac rank 5 pentru că se face foarte ușor. Și de la rank 2, bă, băieții, o să dau licențe la 50 plus, adică la cei cu nivel de 50 plus și o să fac mult mai repede raportul. Vă dați seama. În orice caz, raportul se face foarte ușor. Dați frumos 10 licențe la rank 1, adică ce să vă mai zic mai mult. Este foarte ușor. Ușor, mă, unde vrei să te duci? Cam... Ia să facem o manevră frumos, băieții. Facem o manevră aici. Ioi! Pac! N-ați văzut-o pe asta. Da, foarte mișto. Ce să vă mai zic? Mă bucur foarte mult că am intrat, bă, băieți. Asta vreau să zic, vreau să vă zic. Vreau să fac un pic de bunker acum, fraților. Pentru că l-am lăsat peste noapte a făcut și vă dați seama că nu mai nu mai are provizii. Și numai bine, noi ulterior facem și maraton, ia să vedem ce este, de ce dăm maraton în ziua de astăzi, pe ziua de 25. Ne dă 40% job boost.
Și a uitat o chestie foarte mișto, mâine de pe 26 dă un job skill frumos. Pe 27 200k, pe 28 o rotire gratuită, 100 gold pe 29 și ultima zi un car choice. Băi, asta cu car choice este foarte mișto. Sunt niște mașini decorate. Rob 3 din 4. 3 din 4. Lăsăm manager. A, da, stai că am voie să vorbesc pe SX până la ora 8 dimineața acum. Ia să văd. Adipemon. Mudă. MS. Păi eu frățică. Vin cu ultima cursă. Unde? Bun căruță. Bun. Mergem și cu ultima cursă și ulterior o să mai fac o cursă, bă băieți, nu este problemă de asta. O să mergem și un pic la HQ, dacă tot mergem la HQ, băieți, să vă arăt și HQ. Am intrat în LV, scurii sută chiar, mai am nevoie de unul. E nebun, căutăm, nu-i problemă. Căutăm, frățică, noi căutăm, mamă, ce mișto se vede, verdele ăsta așa, verde deschis, frumos, frumos, la ce spune. Hai să ducem și mașinuța asta și să vă arăt un pic HQ-ul, fraților. Haideți că vreau să o aterizez aici, fraților, la HQ. Ușor, tată, ușor. Oi, ușor. Ma. Bun. Adevărul că este loc pentru parcare la Shamal. Am ajuns la HQ, fraților, să vă prezint un pic HQ-ul. Bun. Nu sunt multe mașini, asta e o chestie, mă rog, nu pot să spun un dezavantaj, doar că putem să facem licențele și cu mașina personală. Bun, aici avem un primul din asta, parcă primul se numește, nu? A, e merit, ok, nu, hai, nu mai știu mai mașini, sincer. Deci asta avem un merit, avem două sultanuri pentru rank 3. Meritul este la rank 1. Și aici mai avem încă 3. Avem deci 4 merit și 3 două sultane. Ce să zic, cam așa arată HQ, este situat chiar aici lângă, mă rog, e o arenă de curse aici se pare. Bun, chiar este lângă aeroportul din Las Venturas, aproape în spate. O, avem și training aici. Așa arată interiorul. Ce faci, mă? Renew licență. Pentru a renui licențele. Ia să vedem. Licențes. 42 de ori. O, renew licențe. Deci se duc civili, am înțeles. Ok, eu pot să-mi dau licențele singur, oricum. Și aici, Las Venturas, școlii instructor HQ. Și am intrat în HQ, bă, băieți. Yo, hai că nu-i rău. Hai că nu-i rău deloc. Mamă, uite aici, un living frumos, o bucătărie mare. HQ-ul chiar foarte mare, bă, băieți. Aici foarte multe camere. Și cred că știți interiorul ăsta. Ia să vedem. Healed. Bă, frumos, frumos interiorul, n-am ce spune. Bă, băieți, cam așa arată și interiorul la HQ-ul nostru. Ați văzut și mașinile. Casting car. Ce faci aici? Da, băiatul se plimbă, probabil. Ce să zic. Da, bă, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să băgați un like și să vă abonați. O să revin cu alte episoade pe acest canal. Baftă!